De la 1 iulie a intrat în vigoare noul contract cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. În baza sa se vor asigura mai multe servicii pentru asigurați, introducându-se printre serviciile de contate efectuarea de investigații prin rezonanță magnetică de sân cu sau fără substanță de contrast. În ceea ce privește județul Giurgiu, singurul furnizor de servicii medicale de imagistică este Spitalul Județean Giurgiu. Conform prevederilor noului contract cadru, care a intrat în vigoare de la 1 iulie 2016, printre serviciile decontate de Casa de Asigurări de Sănătate este și remeneul de sân cu și fără substanță de contrast. Spuneți-mi dacă în județul Giurgiu se poate face acest remeneu. Singurul furnizor de servicii medicale de imagistică RMN este Spitalul Județean Giurgiu, dar ne fiind încheiat nou contract care va intra în vigoare de la 1 august 2016, nu vă pot preciza cu certitudine că va fi sau nu inclus în serviciile oferite de Spitalul Județean. Pentru a putea beneficia gratuit de RMN, femeile vor trebui să îndeplinească însă o condiție: investigația de rezonanță magnetică nucleară de sân, cu sau fără substanță de contrast, efectuată în ambulatoriu, se regăsește de la 1 iulie anul curent în pachetul de servicii medicale de bază și este decontat de sistemul asigurărilor sociale de sănătate dacă se efectuează pe baza biletului de trimitere emis la recomandarea medicului specialist, după epuizarea tuturor celorlalte posibilități de explorare, ecografie sau mamografie. Biletul de trimitere pentru această investigație nu poate fi emis însă de medicul de familie.